Durerea de spate se repartizează în trei etaje: regiunea cervicală, regiunea toracală și regiunea lombară. Cel mai des, totuși, predomină durerea de spate în regiunea lombară. Tratată sau netratată, de multe ori dispare în scurt timp, dar dacă nu atragem atenție cuvenită la acest simptom, peste un timp oricare, ea revine din nou. Și atunci poate fi cu dureri și mai puternice și în acest caz o să fie necesară intervenția medicului numai decât. Cum tratăm durerile de spate? În afară de tratamentul medicamentos, avem tratamentul fizioterapeutic, avem kinetoterapie, avem sport, avem înot, deci mai multe metode sunt. Când toate aceste metode sunt ineficiente, atunci recurgem la o metodă mai puțin, zicem, la care apelează pacienții, infiltrațiile sau blocadele paravertebrale sau blocadele epidurale sau blocadele la ieșirea nervilor occipitale în regiunea cervicală. Am fost operată la 16 ani, am avut hernie de disc, dureri foarte mari de la coloană vertebrală, durerile radiau în picior, practic nu puteam să merg, făceam doi pași, mă odihneam, mă așezam, mă ridicam iarăși, mai făceam încă vreo 2 metri. Soluția mea s-a găsit că trebuiește operație. După operație m-am simțit bine, eu știu, undeva poate încă vreo 8 ani. După prima naștere, iarăși am revenit la durerile care le-am simțit atunci la 16 ani, adică iarăși a apărut hernia de disc. Am încercat mai multe metode de tratament și medicamentos, fizioproceduri. Am înlăturat undeva problema fără operație, măcar că am mers la vreo două centre unde mi-a propus, nu că mi-a propus, dar mi-a zis că soluția e doar operația. Și fiind nepregătit, adică am încercat toate metodele, am înlăturat problema. Acum iarăși a revenit la aceeași problemă, am făcut rezonanță magnetică, am mers la medic, medicul mi-a zis că este nevoie de operație. N-am fost de acord, știind că mai sunt și alte metode și am încercat și mi-a propus medicul să facem blocadă. N-am avut încredere, nu mi-a dat de fapt încredere unul la mână și n-am fost undeva pregătit. Parcă undeva m-am stopat până când medicul mi-a zis să încerc măcar una. După prima ar trebui să văd undeva rezultatul. Dacă mă simt bine, se merită, adică să fac una, două, deja mai multe blocade. Și am făcut, iată, astăzi la a treia blocadă am venit. Mă simt foarte bine. Durerele, nu pot să zic, mi le-a luat de tot, adică, dar mă simt bine. Merg, dorm bine, pastile nu iau ca să-mi cedeze durere. Și recomand la toată lumea ca să încerce, pentru că sunt rezultate. Deci, când nu se mai poate de făcut alt tratament, atunci pacienții se înregistrează din timp și venind la centrul american, deci se poate de efectuat blocadele acestea care dau o remisie de lungă durată.